Să asculți emisiunea Copii, veniți cu noi! Dragi copii, pregătiți de întâlnire? Da, desigur. Să ridice mâna sus cine a pilotat vreodată un avion. Haideți, curaj, sunteți mulți că doar un avion de jucărie ați avut aproape toți. Voi fetelor mai puțin cu mașinările, dar de zburat cine n-ar vrea? Știați că toți, dar absolut toți aveți această șansă. Ei, despre acest lucru vreau să discutăm astăzi. Dar atenție! Nu orice fel de zbor, ci unul special pentru care voi înși vă lucrați din greu zi de zi. Motor, aripi, lumini, rezervor, kerosen, frâne, cutie neagră și mai câte sunt necesare pentru a vă înălța. Dar ce, se zboară numai pe bază de motor? Știți pe cineva care a zburat altfel? Ei... Nu aruncându-se de la etaj sau de pe vreun turn. Mă refer la cineva care s-a înălțat în niște care de foc. Da, Ilie. Da, despre el este vorba. Ce imagine când domnul a hotărât să-l ia. Elisei, care îl însoțea, privia fascinat și parcă vorbea aiurea. Părinte, părinte, carele și călărimea lui Israel! Nu cred că i-a trecut prin cap lui Elisei vreodată că astfel va face Domnul cu Ilie. Ei, Dumnezeu are multă imaginație și a vrut să vă arate și vouă, dragi copii, voi ce de astăzi, că El poate să ducă la cer pe oricine, în orice fel, dar numai cu o condiție. Să fie pregătit. Tu ce zici? Ești gata să zbori dacă Domnul ți-ar spune... Mâine vin să te iau. Ilie a fost un sfânt și Dumnezeu pentru el a însemnat totul. Ce zici? Ai rămas puțin pe gânduri. Haide, curaj! Noi toți suntem sfințiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos și El sigur ne va învăța cum să zburăm chiar din nou în care de foc, așa cum își imaginează Johnny și prietenii ei. Have you heard about Enoch? He hopped out of this life, that man was no more. Did you hear about Elijah died? Nah, drove he did to heaven's door. What a fright, what a sight, just because he lived right, God picked him up with his hand. Do you get it, licky splick it, one way ticket, there he goes to the promised land. Chariots, chariots of fire. If it happened to me and you, you've heard about Jesus, freed us, rose from the dead and stole straight to the sky. Did they tell you, little fella, you can follow him there if you're faithful till you die? Holy light, what a sight, if you try to live right, God picks you up with his hand. Do you get it, licky splick it, one way ticket, there you go to the promised land. If it happened to me and you, chariots of fire. Do you wanna go to heaven, chariots? Chariots of fire. We're having a ball. Chariots. Do you wanna take a chariot flying car? The Lord Himself will come down from heaven, and those who have died and were in Christ rise first. After that, those who are still alive at that time will be gathered up with them and will be taken up in the clouds to meet the Lord in the air.
and will be with the Lord forever. Lăsăm pe Johnny, că ea sărmana sau poate binecuvântata în căruciorul de pe rotile, numai acest lucru îl face, se pregătește de zbor. Știți cum ar trebui să-L așteptați pe Domnul Iisus să revină? În fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare clipă. Așa, parcă un soi de nerăbdare să pună stăpânire pe voi, să doriți în fiecare dimineață acest lucru. Ascultați-o acum pe Adriana. Și o să înțelegeți mai bine când o să vă spună ce a gândit un tată despre clipa revenirii Domnului Iisus Hristos. Aceasta este dimineața? Cât de mult iubea băiețelul meu cel mic Maria! Ar fi trebuit să-l vedeți ținând volanul uneia dintre acele bărcuțe cu motor care există în stațiunile de la mare. Cât era de fericit! Când l-am luat într-o barcă rapidă într-o zi și l-am lăsat singur pe bancheta din spate, imaginea de fericire perfectă de pe fața lui era ceva minunat de privit. Cu mulți ani în urmă, pe când străbăteam cu mașina Columbia Britanică, s-a întâmplat să-i spun că s-ar putea să călătorim curând cu un vapor mare. Aceasta a pus capăt liniștii. Cât o să mergem cu vaporul acela mare, tăticule? A întrebat el. Câte coșuri are? Va fi mult fum? Va naviga foarte repede? Vom merge departe, departe? Va fi vaporul Regina Maria? Dar întrebarea de bază era întotdeauna. Când vom merge, tăticule? Mâine? Nu, spuneam eu, nu mâine. Atunci, cât de curând? Foarte, foarte curând. O, Doamne, de-abia aștept! Astfel că zilele au trecut cu aceeași întrebare pusă iar și iar. Interogatoriul încheiindu-se întotdeauna cu acea curiozitate rugătoare. Va fi foarte curând! Intenționat nu-i spuneam ziua precisă de teamă că va deveni prea emoționat din pricina ei, așa că am continuat să-i răspund. Curând, foarte curând! Apoi, într-o zi am trecut granița în Statele Unite și am călătorit spre Seattle. Am rămas acolo peste noapte ca să putem astfel avea destul timp să prindem vaporul dimineața. Dar nu i-am spus băiețelului nostru. O, nu, n-ar fi dormit deloc și nici noi. Așa că atunci când am mai întrebat înainte de a merge la culcare, vom călători cu vaporul curând, tăticule? Eu i-am răspuns. O, da, foarte, foarte curând. Și a lăsat căpșorul lui obosit să cadă pe pernă ca și când ar fi fost foarte mulțumit. Acum, fie pentru că dormise la numai o jumătate de kilometru de acel vapor, fie că nu pot spune, dar s-a trezit de vreme în ziua următoare cu convingerea în inima lui că marele moment sosise. Frecându-și ochii și privind-o serios pe mama sa, a spus cu o înflăcărare pe care nu o voi uita niciodată. Aceasta este dimineața? O, da, am zis eu, răspunzând licăririi de speranță și de bucurie ce strălucea în ochii lui. Da, aceasta este dimineața. Aceasta este ziua pe care o aștepți de atâta timp. Astăzi vom urca pe marele vapor și vom vedea și catargele și coșurile și fumul și toate celelalte și vom naviga peste valurile cele mari. Aceasta este dimineața. De atunci, cuvintele mi-au sunat în urechi ca un clinchet minunat de clopoței. Mă gândesc la toți oamenii care așteaptă de atâta timp glorioasa dimineața veșniciei și la cât de fericiți vor fi când aceasta va veni. Sunt unii oameni în viață astăzi care așteaptă de aproape 100 de ani pe Iisus să vină.
Ei nu știu când va veni, dar cât de mult tânjesc după revenirea lui. Și ei își mângâie inimile îmbătrânite spunând: va fi curând, nu mai este mult de așteptat. Cât de fericiți vor fi în dimineața aceea. Mă gândesc și la toți oamenii care au suportat boală și durere, orbire și surzenie și tot felul de răni groaznice. Cât de bucuroși vor fi în dimineața în care Iisus se va întoarce pentru a deschide ochii orbilor, urechile surzilor și pentru a-l face pe șchiop să zburde ca o căprioară. Și cât de minunat va fi să le vezi bucuria când sunt dintr-o dată vindecați de puterea sa minunată pentru a nu se mai îmbolnăvi vreodată. Mă gândesc și la toți aceia care au suportat greutățile și sărăcia, care rar au văzut copacii sau florile sau frumusețea țării sau mării și ce bucurie nevinovată vor avea în dimineața aceea, când vor descoperi că nu vor mai fi săraci niciodată, că Iisus a venit să le aducă destule bogății cât să ajungă pentru veșnicie și destulă hrană cât să nu le mai fie niciodată foame. Vor fi atât de fericiți când vor afla că El a plănuit să facă un cer nou și un pământ nou, mai minunat decât ce-au imaginat vreodată. Mă gândesc la toți exilații, oamenii care au fost goniți din casele și din țara lor de către tirani, cum au plâns, au tot plâns hoinărind fără casă pe pământ și ce emoționați vor fi în dimineața aceea să găsească frumoasele locuri pe care Iisus le-a promis că le va pregăti pentru copiii săi care l-au așteptat, cămine care nu le vor fi luate niciodată. Mă gândesc la toți copiii lui Dumnezeu care au trecut de la odihnă de-a lungul anilor, de când primul păcat a intrat în această lume. Ce minunat va fi când Iisus va veni să-i trezească din lungul lor somn. Sute și mii dintre ei au fost tați iubitori și mame iubitoare care au murit tânjind după copiii lor și alții, fără număr, au fost copiii care au murit tânjind să-și revadă părinții. Într-o zi, curând, ei vor auzi glasul lui Iisus strigându-i să iasă din mormânt. Îi poți auzi pe toți întrebând cuprinși de bucurie și de fericire: Iisuse, aceasta este dimineața! Ce minunată întâlnire va fi în ziua aceea! Mulți au fost martiri pentru Iisus, bărbați, femei și copii, care au ales mai bine să fie torturați și uciși decât să renunțe la credința lor în El. Foarte mulți dintre ei au pierit în închisori groaznice, așteptând liniștiți eliberarea care nu venea odată. Îi veți vedea plin de bucurie când stăpânul pe care l-au iubit atât de mult se apleacă spre ei cu blândețe și cheamă din mormânt ca să petreacă veșnicia cu ei. O, Iisuse, vor striga ei, aceasta este dimineața pe care am așteptat-o de atâta timp. Unii oameni vorbesc despre venirea lui Iisus ca despre o zi de întunecime, tristețe și nenorocire, dar pentru toți aceia care îl iubesc va fi cea mai fericită zi din istorie. Iată de ce apostolul Pavel o numește fericita speranță. Va fi cel mai minunat, cel mai glorios și cel mai fericit eveniment care s-a petrecut vreodată. Fiecare dintre noi ar trebui să privească înainte spre ea cu cea mai intensă bucurie, întocmai cum Iisus însuși trebuie să tânjească după marea zi. În grădina mea din față, jos, lângă poartă, se află trunchiul unui arbore uscat de piper. Vârful era plat, formând un locșor de stat și era și o creangă pe care să te sprijini, astfel încât puteai urca în el. Timp de mai mulți ani, acesta a fost locul băiatului meu cel mai mic, unde putea sta și aștepta ca tatăl său să vină acasă. De aceea era atât de emoționat să mă întorc acasă, știind că el va fi acolo. Încă de departe el mă vedea, striga și flutura mâinile încântat. Cred că în felul acesta dorește Iisus să-l așteptăm, ca și cum am sta sus în arborele de piper privind cu nerăbdare de-a lungul drumului, așteptând și priveghind. Și cred că, așa cum eu, luam pe băiețelul meu și îl îmbrățișeam pentru că mă aștepta acolo, la poartă, la fel și Iisus ne va strânge în brațele lui veșnice de iubire și ne va spune cât de bucuros este că l-am așteptat. Totul va fi atât de minunat, incredibil de frumos, încât vom striga încă o dată plin de încântare: aceasta este dimineața! Și sunt sigur că îngerii ni se vor alătura într-o cântare de fericită încredințare.
O, da, aceasta este dimineața pe care toți am așteptat-o de atâta timp. Spuneți voi, dragi copii, când Domnul Iisus va reveni, când va fi clipa întâlnirii cu El, vor pleca numai cei mari, vor zbura numai ei? O, nici de cum! Ci mai ales voi toți care răspundeți chemării Mântuitorului prin viața, prin purtarea voastră. Da, întotdeauna Domnul a avut și are timp pentru voi, dragii mei. El vă cunoaște nevoile și simte ce simțiți voi, da? Iisus vă iubește mult! Domnul Iisus, de ce vă iubește, dragi copii? Inima voastră este totdeauna pentru El. Bineînțeles, este vorba de cei care s-au decis să-i fie prieteni, de cei care fac totul să fie pe placul lui Dumnezeu. Uneori nu este ușor să fii drept, cinstit, curat, să nu copiezi cum fac alții, să nu te răzbuni, să nu chiulești de la ore, să nu tragi un fum chiar dacă toți spun că ești un laș, să nu te așezi pe locul cel mai bun, să împarți cu alții dulciurile tale, să nu fii nepăsător față de cei din jur și câte și mai câte lucruri care contează, care înseamnă pregătire pentru zbor. Nu-i așa că uneori spuneți,
Oare de ce să rabd eu atât? De ce să-l supăr pe colegul meu care mă batjocorește? De ce să merg la biserică în timp ce alții fac altceva? De ce? Oare merită? Așa spunea și puiul din găoace. Oare merită să am aripi grele, ghiare, ochișor, cioc? Cât timp era încă în lumea strâmtă a oului, nu înțelegea de ce are aceste daruri. Dar când a ajuns în lumea vie, adevărată, a înțeles cât de bine este să le ai pe toate. Și gură pentru rugăciuni, și ochișor pentru a distinge binele de rău, și piciorușe sfinte care să te ducă numai unde trebuie, și aripi ca să știi ce înseamnă credința. Tot ce vi se pare greu aici, în lumea aceasta strâmtă, iertare, iubire, acceptare, credință, răbdare, toate acestea sunt exact motivele pentru care veți fi aleși ca prinț ai cerului, veți zbura. Nu vă simțiți stânjeniți ca puiul, ci bucurați-vă, dragi copii, de faptul că viața voastră va avea o altă destinație, paradisul, nu iadul, nu lumea aceasta mică. Fiți atenți la starea puiului din poezia ce urmează și, poate la greu, vă amintiți că va veni clipa când poverile de aici vor fi adevărate bucurii în cer. Puiul de Costache Ionit. Trist și singur în găoace, puiul galben auriu a simțit într-un târziu că-i stingher, că n-are pace. A simțit că lumea lui tot mai strâmtă, nu știu cum se face. Ce-o fi asta? Se gândi. Cum de m-a ajuns năpasta să trăiesc într-o mărgică, într-o casă tot mai strâmbă, tot mai mică? Să nu pot să-mi aflu loc nici pe față, nici pe spate și să-mi crească după toate. Uite, ce nătâng de cioc! Ce vrei tu? Vorbesc cu ciudă, eu cu ciocul ca un prost. Însă ciocul ce s-audă? Cade în stânga, bate în dreapta și mi-a târnă ca o bârnă, fără rost. Mi-au ieșit și doi ochi mici. Ce să fac cu ei aici? Mi-au crescut și aripi grele. Ce să fac aici cu ele? Iar sub punctec la picioare se făcură niște ghiare lungi cu vârf îngovoiat. Simt că toate în pântec mi-au intrat. Doamne, pentru ce mi-ai dat daruri care îmi sunt povară? Și, lăsat pe partea stângă, a început ușor să plângă puiul pentru întâia oară. Dar deodată, în găoc, bate cineva de afară. Cioc, cioc, cioc. Inima-mi pui se zbate, se înfioară. Cine? Oare cine bate? Cu un tremur ca de o vrajă, a bătut și puiul în coajă. Uite, sub ciocănituri solide se deschide o fereastră. Doamne, ce priveliște mă iastră! Apoi uite acum cât loc, unde poate să alerge, să se joace, să se culce. Iar un glas atât de dulce, glas de mamă, Andantino, iată, îi vorbește, vino. Și sări de grabă puiul din bârlocul vieții vechi. O, acum cât e de bine să ai ochi, să ai urechi. Ce frumoasă e lumina, parcă ar fi în piept s-o soarbă. Asta ce-i? Un fir de iarbă. Iar acolo? E grădina. Și înălțând privirea în soare, puiul, suflet de pripas, a bătut din aripioare și a făcut întâiul pas. Iar apoi, după o clipită, a zărit lângă un arbust o grăunță rumenită. Ce bună e la gust!
iar colea o câză mică pe un fir de busuioc. Doamne, ciocușorul totuși nu e rău deloc. Dar aici, în noua țară, ce s-ar fi făcut el oare fără aripi, fără gheare, fără vechea lui povară din căsuța cea sihastră? Bietul pui! Dragii mei, povestea lui nu-i decât povestea noastră. Cinste, curăție, milă, jertfă, inimă umilă, lacrimi grele, bunătate și suspine după stele, bine, dar acestea toate ce să faci aici cu ele? Să fii mut ca oaia în strungă, cu răbdare îndelungă, să nu fugi după avere, după nume, să iubești pe cel ce-i gata de-ar putea să te sugrume, bine, dar acestea toate ce să faci cu ele în lume? Când sub soare are preț numai zâmbetul isteț, numai vorba îndrăzneață, numai pașii rari și grei, numai mâna cu mănușă care trage la cenușă de la toți pe turta ei. Da, când viața e o berbuncă unde toți străbat răscrucea și în calea ta aruncă spin și cioburi fără număr, tu să-ți iei în taină crucea și să o duci umil pe umăr, suspinând discret, cu minte, sub scuipatul de ocară. O, părinte, creatorul îndurat, oare pentru ce ne-ai dat daruri care sunt povară? Pentru ce? Nu știi? Așteaptă, vine o clipă, un soroc, când la marginile lumii cineva din cer va bate. Cioc, 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 și în acest străvechi găoc se va face o fereastră către lumea cea măiastră. Și atunci, frate, cât va fi de bine să ai pieptul cu suspine, să ai umerii cu cruce, să ai tâmplele cu spini, să ai fața toată plină de a lacrimilor salbe. Căci acestea, toate, toate, se vor face aripi albe. Și tunică de lumină, și cunună de rupin, și toiac de împărăție, care știe lum să înfrunte, după cum Ioan ne-a spus, când ne va sclipi pe frunte numele etern, Iisus. Revenirii Mântuitorului, momentul când vom vedea frumusețea și splendoarea lui și a locului pregătit, este tot ce trebuie să ne preocupe cu adevărat. Dragi copii, deviza vieții voastre pentru orice reușită este una singură: îl iubesc pe Iisus. Dacă așa veți spune și aceasta o veți dovedi cu siguranță, va pregăti El ceva pentru voi. Cum veți ajunge la El, prin ce mijloace, va fi surpriza care vă așteaptă. Cu speranța că ne vom întâlni cu Domnul și ne vom bucura o veșnicie, acum ne despărțim, dragi copii. Gândul, inima și faptele voastre să fie pentru El. Merită, nu-i așa? Atunci veți fi fericiți. Până data viitoare, tot mai bine să vă fie. Adriana, Oana Ciprian și cea care a realizat această emisiune, Lidia Iliesi, vă spun la revedere. Domnul să vă ocrotească! Ați ascultat emisiunea? Copii, veniți cu noi! Dragi copii, această emisiune v-a fost oferită de Monica Lupu din Alexandria, strada Cuza Vodă, numărul 56 bis, județul Telorman. Monica Lupu este traducătoarea povestirilor pentru copii, scrise de Arthur Maxwell, povestiri pe care le-a pus la dispoziția voastră pentru a realiza acest program.